Obezitate, aveți diabet zaharat sau obișnuiți să mâncați alimente grase? Mare atenție pentru că puteți dezvolta pietre la fiere, așa cum se spune. Principalul simptom este durerea în partea dreaptă, care apare după mesele copioase. Dezbatem subiectul cu invitatul meu, domnul dr. Costin Duțu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Militar Central. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule doctor, spuneți-mi ce alte simptome mai pot apărea? Menționam durerea. Ce alte simptome apar? Simptome care să-i facă pe oameni să meargă la medic. În afară de durerea în hipocondrul drept, deci în partea superioară a abdomenului, în partea dreaptă, așa cum ați menționat, și care vreau să precizez, în afară de iradierea în spate sau un umăr, nu iradiază niciodată inferior. Atenție, aceasta nu este o durere de fiere. Se adaugă eventuale grețuri, vărsături chiar, gust amar matinal, o indispoziție digestivă, să spunem, toate acestea încă o dată în contextul unei alimentații nesănătoase, bogate în grăsimi, eventual stropite cu ceva alcool. Deci apar mereu aceste simptome după ce am avut o astfel de mare? Cam la una-două ore, cam așa. Ce greșeli fac de obicei oamenii? Pentru că știm foarte bine că în loc să mergem la medic, luăm o pastilă, mai așteptăm, iar ne doare, iar mai luăm o pastilă. Greșeli facem toți. Ideea este că, într-adevăr, există foarte multă automedicație și autodiagnosticare. După aceste simptome, este în regulă să mergem fie la medicul de familie, fie să mergem să ne programăm pentru o ecografie abdominală și cu aceste rezultate putem merge la medicul chirurg. Medicul chirurg apreciază în prezența litiazei vezicolare asociate cu simptomele de care am vorbit, indicația chirurgicală care este prezentă în acest caz. Pe scurt, orice litiază veziculară asociată cu simptome are indicație chirurgicală. Adică dacă ai pietre la fiere, pe înțelesul oamenilor... Și le simți? Și ai simptome, este trebuie de operat. Operat, indiferent de mărimea pietrelor, pentru că mulți oameni... Mă bucur că ați adus în discuție, este unul din miturile existente, respectiv faptul că dacă sunt pietre mici, nu e așa de important de operat. Dimpotrivă, pietrele, să spunem, mici, de câțiva milimetri, au acest păcătos obicei de a trece de colecist, a ajunge, să spunem, în autostradă, respectiv în calea biliară principală, unde pot provoca fie icter mecanic, cu afectarea ficatului, de exemplu, sau cu infecție la acest nivel, pot afecta pancreasul, respectiv pancreatita acută. Este cea mai, după părerea mea, cea mai redutabilă complicație a litiazei veziculare. Este o adevărată explozie într-un depozit de muniții. Așadar, aceste complicații, eu zic că pledează pentru o prezentare cât mai rapidă la medic și pentru extragerea colecistului, chiar dacă pietrele sunt mici. Și aceste complicații apar repede sau în an de zile? Adică e vorba de o urgență? Ar trebui să faci rapid? Să spunem că este o bombă cu ceas. Să ne imaginăm că traversăm o stradă și ne oprim în mijloc. Da? Avem litiaza veziculară. Avem posibilitatea să stăm acolo, să așteptăm să treacă mașinile, să ne imaginăm că toată viața nu ne va lovi nicio mașină. Da? Deci nu mergem să ne operăm. Avem posibilitatea să trecem pe verde, adică să mergem să ne operăm cu o indicație chirurgicală corectă programat, sau să trecem pe roșu atunci când este o urgență, cu o colecistită acută sau cu o complicație din cele enumerate. Când și intervenția este mai dificilă și se pune problema conversiei, eventualei conversii a unei operații laparoscopice într-o operație deschisă. Dar ce se întâmplă după intervenție? Știu că și asta e una dintre temerile oamenilor. Practic se scoate colecistul, ia un organ, preia rolul lui, te gândești, e mai bine cu colecist și pietre sau mai bine fără? În primul rând, un colecist care a produs pietre, care are litiază, este de foarte multe ori cu o disfuncționalitate marcată, poate fi chiar exclus funcțional, deci nu mai este eficient. În al doilea rând, extragerea colecistului, așa cum a spus, nu se extrag doar pietre, ci și colecistul, pentru că altfel ar produce în continuare, are o minimă impactare asupra organismului. Pe de o parte, sfinctele existente la nivelul căii biliare preiau în timp, cam într-o lună de zile, rolul colecistului. Pe de altă parte, așa zisul sindrom
postcolecistectomie este prezent în doar 5-10% din cazuri și este constituit de o eventuală gastrită sau un sindrom diareic pasager. Aceste complicații, nu numai în opinia mea, nu se pot compara cu complicațiile pe care le-am enumerat înainte și la care se pot adăuga, vreau să vă spun, în timp, la 10% din cazurile cu litiază biliară și malignizarea, respectiv cancerul. Există situații în care problema poate fi tratată medicamentos sau prin schimbarea alimentației? Putem preveni, într-o anumită măsură, așa cum spuneați, o alimentație sănătoasă, așa cum ne dorim toți, cu 3 mese pe zi, cu nivel de stres minim, cu o scădere în greutate atunci când ne propunem ușoară și nu dintr-o dată. Deci, chestiune absolut de dorit, dar pe care puțin le putem grase, fără mâncăruri grase, poate preveni într-o anumită măsură litiaza biliară. Există, teoretic, și o anumită medicație care, să spunem, ar putea dizolva acești calculi, însă efectul ei se produce în ani de zile, iar după dizolvarea eventuală a lor, nu toți calculii se dizolvă, ei reapar. Și așadar, singura soluție cu adevărat existentă este colecistectomia. Care se face laparoscopic în majoritatea cazurilor. În zilele noastre, standardul de aur este colecistectomia laparoscopică, o operație care în condițiile unei programări a pacientului, deci o intervenție la rece, cum se spune, are șanse de reușită în peste 99% din cazuri, respectiv să reușească laparoscopic. Deci rata de conversie în clinici specializate, cum e și la noi la Spitalul Militar, rata de colecistectomie laparoscopică este de peste 99%. E adevărat, în urgențe există și riscul conversiei. Aceasta este intervenția, constă practic într-o intervenție în jur de 45-60 de minute, sub anestezie generală. Se introduc 4 mici trocare între 5 și 10 mm și sub o cameră video se extrage colecistul. Efectul estetic este deosebit, recuperarea este rapidă, în seara operației pacientul deja se ridică. Complicațiile parietale practic sunt inexistente față de operația deschisă, iar integrarea socială, putem să ne întoarcem la muncă după câteva zile, dacă vrem neapărat asta. Dr. Costin Duțu, mulțumesc tare mult pentru prezent. Cu mare plăcere. Noi mergem.